Loves. Am revenit cu al treilea clip din seria de favorite ale anului și de data asta vorbim despre produsele care nu mi-au plăcut, pentru că trebuie și astea menționate, ce nu înțeleg firmele de la noi din România și în special PR-ii de la noi este că nu toate lucrurile sunt roz, nu poți tot timpul doar să lauzi lucrurile, sunt și lucruri care nu funcționează, sunt și lucruri care nu performează cum trebuie, sunt și lucruri care sunt nasoale și nu ai cum să fii obiectiv, un om obiectiv, atâta timp cât nu spui și despre astea ceva, din punctul meu de vedere. Adică dacă văd un vlogger sau un blogger sau un ciofiel că vorbește doar despre lucruri pozitive și nu zice nimic despre niciun alt produs, că bă, ăsta n-a funcționat pentru mine, nu văd o tentă de imparțialitate acolo, știți? Adică mie nu mi se pare că o persoană respectivă ar fi imparțială, ci din contră, mi se pare că încearcă să scoată în evidență doar produsele care sunt bune și pe ale altele le ascunde așa după preș sau le bagă după berdea undeva acolo să nu se vadă, știți? Și de-aia trebuie să vorbim și despre produsele astea. Ca întotdeauna o să fac disclaimer-ul ăla pe care multe dintre voi îl urâți, dar asta este, în ziua de astăzi trebuie să te justifici pentru că nu toată lumea e în stare să priceapă ce vrei să spui, și anume că pentru mine produsele astea n-au funcționat și din nefericire 90% din produsele pe care le am aici sunt absolut odioase, au fost absolut odioase pentru mine și nu am cum să vi le recomand. Dar dacă pentru voi funcționează și credeți că sunt extraordinare și că le iubiți și că v-au schimbat viața zeci de milioane de ori mai bine, go ahead, treaba voastră, foarte bine, mă bucur pentru voi, folosiți-le în continuare, dar eu nu am cum să le recomand dacă pentru mine nu au funcționat cum trebuie. Ok. Am un coșuleț aici și nu sunt foarte multe produse, pentru că am mai făcut două astfel de clipuri cu produsele care nu mi-au plăcut în 2017. Am mai făcut două clipuri și vi le las și pe alea în bara cu descrierea, dacă nu le-ați văzut. Dar le-am păstrat pentru coșulețul ăsta de la finalul anului, pe alea care au fost cele mai odioase, cum ziceam. 90% din ele nu am cum, deci cât de bună aș fi, nu am cum să vi le recomand. Și am să încep cu unul din produsele pe care l-am inclus în unul din clipurile alea, două din despre care vă spuneam, cu produse care nu mi-au plăcut, dar pentru că este atât de prost, funcționează atât de prost și 99% din comentariile voastre la clipul ăla a fost că da, este un produs prost, trebuie să-l remenționez ca în cazul în care ați ratat clipul ăla sau cineva este nou pe canalul meu să știe că trebuie să stea la distanță de produsul ăsta. Și mă refer aici la șamponul ăsta uscat de la Elsev cu argilă albă, cu argilă, cu nu știu ce. Este înfiorător ăsta. Îți îngrașă părul în ultimul hal. Eu l-am pus și pe părul curat și până seara mi-a făcut părul în ultimul hal. A existat la clipul în care l-am arătat o singură persoană care a zis că nu, că produsul ăsta îți dă textură și că este extraordinar și că nu știu ce, dar de obicei persoana aia, din câte știu eu, are tendința să mă contrazică tot timpul și se pare că absolut tot ce spun eu este exact pe dos de ce zice ea. Ceea ce este foarte posibil să fie așa, dar mă rog, am dubiile mele. Dar nu o să mă alungesc prea mult. Nu vă atingeți de asta, pentru că, din păcate, este foarte prost. Nu știu dacă auziți voi, dar este plin. Nu l-am folosit de cât de vreo 3-4 ori, pentru că n-am putut. N-am avut cum, că e groaznic. Nu am încercat celelalte trei produse din gama asta pentru că mi-a fost frică să mai încerc și pe alea și acolo am văzut că părerile sunt împărțite, dar personal nu m-am atins de ele, așa că nu mă pronunț în ce privește șamponul, balsamul și masca de păr, dar ăsta nu. Ok, tot despre păr vorbind, am minunăția asta care mi se pare că a fost, pe lângă ăla, mi se pare că a fost tâmpenia anului, dacă se poate spune așa. Este balsamul ăla minunat de la Pantene sub formă de spumă. Undeva la începutul 2017 sau undeva în primăvară, nu mai știu exact, în orice caz era rece în România, foarte multe din blogărițele și vlogărițele alea mari de la noi au fost la Athena, unde s-a lansat gama asta și în special minunatul ăsta balsam, spumă.
Și am văzut o grămadă de reclame și pe Instagram, și pe YouTube, că vai, este extraordinară, vai, este un balsam care nu-ți încarcă părul și îți hidratează părul și ți-l face și ți-l rege. Zic, hai să văd care e marele șpil cu el. Marele șpil cu el este că este oribil. La modul că nu-ți hidratează nimic, nu-ți face absolut nimic la păr. Și în plus de asta, minunăția asta nu se dizolvă în apă. O să-l vedeți cum stă așa, dacă îl puneți în apă, o să-l vedeți cum stă așa. Bine, mersi. Am încercat, efectiv, am luat, că el are consistența... Stai, așa sună. Acum stă de mult în dup. Are consistența asta unei spume de păr, ceva în genul ăsta. Și am încercat, chestia asta stă așa pe apă, bine mersi, și am încercat să o dizolv așa în palmă, să nu se dizolvă. Se transformă în bucățele foarte, foarte mici, știți? Și nu se dizolvă. Știți cum arată în apă? Exact ca atunci când pui smântână în ciorbă. Dacă ați pus vreodată o smântână rece, în mod special, în ciorbă, să știți că se brânzește, așa se face cu coloașe mici. Exact așa arată și chestia asta. Și logic, stau și mă gândesc, cum naiba ăsta îți hidratează părul dacă el nu se dizolvă în apă, adică nu trece de bariera aia, că în momentul în care îl aplici, părul tău e ud. Și dacă el nu se dizolvă în apă, cum îți hidratează părul? Pe lângă chestia asta, mai are o problemă. Și anume că se clătește foarte greu de pe păr dacă îl pui și în al doilea rând că rămâi cu o textură foarte iure pe păr. Știți, în special dacă nu ai grijă să îl clătești foarte bine, rămâi cu o textură din aia oribilă pe păr. Așa că, din partea mea, ăsta, cu toate excursiile la Atena și cu absolut toate reclamele lui, poate să ducă învârtindu-se că nu. Nu e o chestie scumpă, nu știu, cred că e mai scump decât un balsam obișnuit, dar nu merită. Nu... Nu aveți de ce să vă complicați cu el. Dar trebuie să recunosc că miroase foarte bine. Da, miroase a șampon sau a produs din ăla de la salon. Știți, a produs din ăla mai luxos. Dar nu pentru miros să-l cumpăr. Așa, continuăm tot cu în sfera părului. Vă spuneam la un moment dat că a existat un șampon și o mască pentru păr de la o altă firmă, și anume Garnier. O altă firmă pe care de altfel eu o iubesc. Care iarăși mi-a dat părul peste cap. Mi-a îngrășat părul și mi l-a făcut să arate în ultimul hal. Și era vorba despre șamponul din gama Ultra Du. Și am păscărat masca asta pentru clipul cu cele mai oribile produse din 2017, pentru că asta este mai înfiorătoare, dacă se poate așa ceva, decât șamponul. La fel și masca asta minunată nu se dizolvă în apă. Deci, nu știu, cred că e un trend cu anumite produse. Efectiv, nu se dizolvă în apă. Nu știu cum să vă explic altfel decât că pur și simplu l-am pus în apă și nu se dizolva în apă aia. Nu, rămâneau cocoloașele alea așa. Pe lângă asta, îți încarcă înfiorător de tare părul. Deci, ți-l face să arate înfiorător de gras și de urât și de încărcat și de slinos. Eu aveam tendința ca în momentul în care nu-mi plăcea un balsam de păr sau o mască de păr să mă epilez cu el sau cu el. Cu asta n-am putut să fac chestia asta. Deci cu masca asta n-am putut și uitați că mai am ea. Tocmai din cauza că nu se dizolvă în apă, nu am putut să o folosesc nici să mă epilez pe picioare cu ea. Dacă nu știți despre ce vorbesc, o să vă las un link la un clip mai vechi. Dar n-am putut să nici să mă epilez cu ea. Deci înseamnă că este, trebuie să fie foarte proastă ca să nu... Așa. Acum, trecând în sfera de skincare, n-am decât un singur produs și ăsta nu a fost neapărat oribil, ci pur și simplu n-a făcut nimic. Și este vorba despre crema asta de la Andalou. Este o cremă cu vitamina C, ci că pentru brightening. Dacă vă amintiți, la un moment dat, cred că într-un clip cu produse terminate, vă spuneam despre gelul de curățare din aceeași gamă, că nu a făcut nici ăla nimic, că și ăla la rândul lui, nu știu, mi s-a părut așa aiure. La fel și crema asta. Nu a fost oribilă. Da, a fost o cremă, să zicem, ok, dar ea se presupune că este o cremă hidratantă și că ar fi bună în special pentru persoanele cu tenul ceva mai uscat. Din păcate n-a făcut nimic. Nu știu, o aplici pe ten, se absorbe super repede în ten, ceea ce mi-a plăcut.
Și după 10 minute simți că ai senzația că nu ți-ai dat cu nimic pe ten. Nu mă aștept să aibă tendințe din astea de a-ți albi tenul sau de a-ți decolora petele sau mai știu eu ce. Că genul ăsta de produse funcționează foarte greu. Are un miros așa citric destul de plăcut. Dar nu face nimic. Deci singurul lucru pe care îl așteptam de la crema asta era să fie puțin mai hidratantă, da? Să simt că îmi hidratează pielea. Nu. Și din păcate n-am. Asta am și primit-o, chiar am primit-o la un eveniment. Când am fost la un eveniment împreună cu gelul ăla de curățare și cu o mască și nu am făcut nimic. Deci... Un alt produs care s-a dovedit a fi dezastruos este paleta asta de la CoverGirl și pe asta am primit-o la un moment dat spre testare când am făcut clipul, review-ul la anticearcătul de la Maybelline, am primit și paletuța asta. Din păcate, nu știu de ce e așa de lăudată în state, pentru că asta este versiunea care se găsește în Statele Unite. Nu știu de ce este atât de lăudat în Statele Unite, nu-mi dau seama, uitați și voi în ce hal să ia nuanța asta și abia am atins-o, deci nu pot să zic că am apăsat pe ea. Este super prăfoasă, nu este pigmentată, nu se... așa când dai cu degetul pe ea pare pigmentată, dar când o aplici cu pensula pe ochi nu se, nu se vede aproape nimic. Nu știu, nu mi-a plăcut deloc. Singurele nuanțe care sunt mai pigmentate sunt astea trei închise la culoare, dar este oarecum firesc. Dar și ale se amestecă foarte prost, sunt foarte proaste, nu mi-a plăcut deloc. Și foarte prăfoasă, foarte aiure, așa, nu e bună, deci chiar nu merită. Dacă aveți ocazia să încercați chestiile astea, eu vă zice să săriți peste ele, pentru că nu sunt ok. Da, apoi... Am două rujuri de la Essence, două rujuri lichide mate, zic ei. Mat, nu știu ce... Long wearing lipstick, pe dracu, că nu sunt long wearing nici 10 ani, mii de ani. Dar ce m-a deranjat cel mai tare la rujurile astea, știu că sunt câteva dintre voi care le iubiți, dar treaba voastră, v-am zis, dacă le iubiți, ok, dar mie nu mi-au plăcut. În primul rând, când le-am aplicat pe buze, aveam senzația că între buzele mele și rujul propriu zis există o peliculă așa slimy, grasă, unsuroasă, așa, știți? Era o senzație așa foarte inconfortabilă, foarte nasoală. Nu știu, rujurile astea mi-au dat o senzație foarte nasoală, așa, și am două nuanțe destul de drăguțe, dar din păcate senzația aia așa slimy, însuroasă, așa mi s-a părut grețoasă. Rujurile se transferă ca dracu, nu sunt mate, sub nicio formă nu sunt mate, au un șin așa. Ele ar fi frumoase în felul lor, dar nu le declara mate și vezi ce faci cu formula aia ca să... nu mai fie așa de scârboasă. Și în plus de asta am observat că au tendința să sfugă așa pe marginea buzei, adică se scurg, nu stau pe buze, știți? Nu. Știu că sunt 10 lei sau ceva de genul ăsta, adică sunt foarte ieftine, dar și 10 lei nu merită să-i dai pe niște produse care nu-s bune. Dacă nu-s bune, lasă-le acolo, strânge și ia-ți unul de 30 de lei sau de 50 de lei care poate e mai bun. Tot în categoria rujurilor, a trebuit să le bag și pe astea două, pentru care deja mi-am luat niște înjurături la momentul la care le-am făcut un review, pentru că, vezi, doamne, toată lumea le laudă. Și m-am găsit eu aia deșteaptă și invidioasă să le critic, pentru că, da, așa, nu. Nu sunt nici invidioasă că alții primesc pachete de PR și că eu nu primesc, că n-am nicio treabă cu chestia asta, nu mă interesează, nu am de ce să mă înjosesc la a ridica în slăvi un produs care nu este bun în condițiile în care aș putea să mă duc să-l cumpăr și eu. După cum vedeți, le-am cumpărat. Da, nu știu, nu înțeleg logica asta, dar trecem peste. Le-am dat o șansă foarte onestă, cinstită
și e egală cu toate rujurile, dar din păcate astea două, astea închise la culoare în mod special, nu sunt bune, sunt foarte uscate, se usucă foarte tare pe buze, se crapă, se sfărâmă, îți cade pe buze, nu se aplică uniform în primul rând, arată ca dracu, efectiv, deci astea. Vă repet ce v-am spus și în clipul cu review la rujurile astea. Formula ăstora închise este total diferită de formula ălora deschise la culoare, pe care le-am purtat. Alea deschise îmi plac și le-am purtat. Și de foarte multe ori, după ce am făcut review-ul ăla, multă lume m-a tras la răspundere că am zis că nu-mi plac rujurile astea, dar totuși le port pe alea deschise. Și dacă vă duceți iarăși la clip și vă uitați cu atenție, o să vedeți că am spus că nu-mi plac rujurile astea închise la culoare, dar că alea sunt ok. Nu pot să vă recomand toată gama din moment ce nu toată gama performează cum trebuie, da? Pe alea deschise la culoare le am două aici în sertarul ăsta de la birou, sunt undeva pe aici, stați așa să vi le arăt. E de unul și mai e unul pe aici, așa, dar nu e la culoare. Ba da, cred că am ajuns. A, nu, ăsta e ăla. Așa. Apropo, da, ăsta, de exemplu, de la The Balm este o versiune mult mai bună, dacă vreți un ruj mat și diferența de preț mi se pare că nici nu e așa de mare între ele. Așa că ăsta este Pink Blush, de exemplu, pe care l-am purtat foarte mult. Și îmi place. Dar nu am cum să vă recomand toată gama dacă nu toată gama este bună. Dacă vreți să luați doar culorile deschise, sunt perfect ok alea. Formula diferă enorm de tare față de astea închise. Și n-am cum să le ridic în slăb și să le spun că îmi plac, când nu-mi plac. Un alt produs care mai mult m-a speriat a fost fondul ăsta de ten de la Elf, pe care l-am auzit lăudat de toate youtuberițele din afară, aproape nu toate, și mamele lor chiar. Și mă gândeam că este extraordinar, dar toată lumea a uitat să menționeze și inclusiv pe site este omisă chestia asta, că este un produs pentru tenul gras. L-am aplicat pe tenul meu uscat și nici nu vreți să știți în ce hal putea să arate pe tenul meu. Presupun că el, pentru o persoană cu tenul adecvat, nu este un produs rău, dar pentru mine, nu. Asta să zicem că nu este un produs oribil, dar mi-am dat seama de chestia asta că nu este bun acum, spre sfârșitul anului, dar nu e pentru mine ăsta. Dacă aveți tenul gras, posibil să vă placă mult ăsta. Eu, din păcate, nu... L-am aplicat o singură dată și efectiv m-am speriat de felul în care arăta fața mea și n-am putut să-l mai aplic a doua oară, deci n-am avut cum, nu... Așa. Și ultimul produs este o mare, 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 mare dezamăgire al lui 2017, de care eram foarte încântată pentru că este o paletă de farduri pe care vreau să pun mâna de mult timp. Și în momentul în care am luat-o, am început să o pozez, să o pregătesc pentru blog. Vroiam să fac un review pe blog și eram așa de încântat. Și am făcut niște poze așa de frumoase și eram toată așa extaziată, că mamă, ce poze am făcut eu și ce paletă și nu știu ce și de fiecare dată când m-am machiat cu paleta asta, aveam senzația că mă machiez cu gri, indiferent de ce fard am folosit, ce nuanță de fard am folosit. Toate nuanțele se oxidează sau nu știu ce se întâmplă, se transformă pur și simplu în griuri, în niște nuanțe din astea de griuri așa tâmpite și mi se par aiurea. Și vorbesc aici despre paleta Nude de la The Balm. După cum cred că știți, dacă v-ați uitat la clipul anterior cu favorite din make-up, mie îmi place The Balm. Și aveam așteptări mari de la paleta asta. Dar nu-mi place, nu-mi place cum se amestecă fardurile. Nu știu, toate tind către nuanța aia de gri. Deci am încercat să fac tot felul de combinații cu ea, să le combin, să le nu știu ce. Am luat nuanțele astea deschise cu ăsta, cu vișiniul ăsta, de care eram super încântată de vișiniul ăla. Este ok când îi faci swatch, în momentul în care l-ai pus peste un alt fard, s-a făcut gri. Și dacă puteți observa, nici nu este foarte, foarte opac ăsta. Nici nu se vede prea opac, din nefericire. Și iarăși, asta este o altă problemă pe care au câteva din fardurile astea, nu sunt opace.
nu sunt pigmentate, nu... Așa... Cum să zic? Vedeți? Nu sunt opace, nu știu, nu-mi place. Au fost multe dintre voi care mi-au spus că vă place, că este paleta voastră preferată, că o iubiți, că o adorați, că nu știu ce. Tot ce se poate. S-ar putea să fi nimerit eu una expirată. Nici nu mă uitam la data de expirare. S-ar putea să fi nimerit eu una proastă. Nici nu știu. Habar n-am. Și așa am luat-o la reducere. Am luat-o la jumătate de preț și eram așa de încântată și vreau să mă duc să mai iau vreo două ca să fac un giveaway. Dar noroc că am deschis-o și am început să mă joc cu ea și zic, opa, stai așa că e ceva neregulă cu ea. Și n-am cum să fac un giveaway cu un produs care nu-mi place, știți? Pensula aia pe care o avea, nici nu mai vorbesc că era execrabilă, dar din păcate nu-mi place. Da, și cam ăsta este clipul meu de astăzi. Știu că l-ați așteptat, știu că abia așteptat să dau cu pietre în ceva. Sper totuși că ați înțeles ceva din clipul ăsta. Spuneți-mi dacă vouă v-au plăcut produsele astea, dacă le-ați încercat și v-au plăcut sau dacă nu le-ați încercat și erați curioase și așa mai departe. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă tot ați trecut pe aici, ca să vă simțiți și voi utile, să aveți o activitate productivă pe ziua de azi. Și de asemenea, dacă nu v-ați abonat, vă invit să vă abonați pe canalul meu, să fim aici cât mai mult, să fim aici o familie mare și frumoasă. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ceau! Asta pe lângă... Asta la cele mai oribile produse din 2016-17 și nu le... nu, le-am făcut